mă simt bine, a fost pe antibiotic și probabil de aia. Rezultatul? Atâta timp cât avem cele 3 puncte luate, suntem mulțumiți. E meseria mea să dau goluri și trebuie să o țin tot așa. E important orice gol, atâta timp cât golurile aduc puncte, trebuie să câștigăm neapărat titlul și trebuie să câștigăm orice meci. Da, m-am dus pentru că îmi place să mă duc la el după ce dau. E ca un punct, ai marcat golurile 3 și cu Rapid și cu Dinamo. Nu, acum am marcat golul 2. Mulțumitor, dar tot sper să se salveze ca să avem derby cu ei. A, e și cazul să se facă un nou stadion și un nou teren, pentru că terenul pătează imaginea fotbalului românesc. Nu cred că trebuie să ne aducem aminte de Liga a doua. E derby, e normal și trebuie să fie anunțat pe măsură. Înscriu și să luăm titlu, nu îmi fac planuri. Trebuie să intru la fiecare meci motivat și să-mi fac treaba. Nu, cred că 8 sau nu știu. Nu știu, e mult de muncit, trebuie să muncești și vom vedea. Eli Ordănescu, întrebări și această seară. Vise? Nu. Că nu mă gândesc deocamdată. Trebuie să fac pas cu pas și vom vedea în viitorul apropiat dacă voi fi convocat și la Naționala Mare. Dar te bucur pentru el? Da, normal, mă bucur pentru el și nu cum s-a scris în presă că m-am bucurat că a plecat de la noi, nu. Mi-a spus că eu îmi fac treaba cu orice antrenor, nu cum s-a scris că mă bucur că a plecat Edi de la Steaua. Nu, el este antrenorul care m-a băgat cel mai mult la început de sezon și oarecum el mi-a dat acest elan. Da, e un jucător rar și sper să o țină tot așa, să mai pasezi și mie când mai pasezi. Thank you.